sunteți gata să vedeți un episod în The Golden Nova, undeva prin Gold, în care eu voi încerca să joc cică pe cât de bine posibil, să dau numai ninja difuzuri și faze cu Zeusul și lame. Stai, ce, what the fuck? Hai să vedem ce se va întâmpla pe DAS 2 într-un astfel de meci. Am și o întrebare, care erau șansele să jucăm aproape numai contra români și echipa mea să fie numai români? Aparent, cred că minime. Ultimul e B. Can you shut up, please? Ce îmi place să mă joc cu polonezii. Lower posibil. Lower, ai grijă, lower. Bă, sincer, mă așteptam meciul ăsta să fie mult mai ușor, dar aparent chiar trebuie să jucăm ca lumea și... E destul de greu meciul ăsta, sincer. Da, ești vedet deja. Ce le poate nu te dăm seama ca așa să ăștia proști? Dacă mă te dăm? Nu știu, mă uit mil. Nu văd nimic deoca. Unul pușează short-ul. Easy win round. Hai că m-a prins și monitorul, băieții. A intrat unul. Viața la rancurile mici. Trist rău să-mi bat pe ceva. Strânga unul. Bine, bă, băiat. Hai că tipul ăsta s-a concentrat aici. Bă, să mă piși pe faza lui, să îmi bag piciorul a doua oară când face target ca asta și mor. Du-te în față și e deasupra smoke-ului ăluia. Nu dă prin smoke, stă cocoțat pe ceva și tu nu-l vezi, adică îl vezi foarte puțin. Uite, vezi butoaiele alea, gena, el dă smoke și se suie pe butoaiele alea și tu îi vezi doar capul. Învățând rancurile mici de strategii, holy shit. Hai că poate vezi tipul ăsta rundă, ar fi perfect, băieții. N-am mai făcut nicio rundă, nu mai e perfect, băieții. Rush bibiat for the win. Sunt puțin nervos, bine. Plantat. Rajbe funcționează de fiecare dată să-mi bat. Veniți unul aici, la mine. Trebuie să-i învățăm pe băieții aici tactici de supraviețuire.
Și după cum am spus, Rush B funcționează de fiecare dată, băieții. Ok, s-a terminat și o prima parte. 9-6 pentru noi, băi, sincer, destul de greu meciul ăsta, mă așteptam și o să farmam o fază cu Zeus, name, dar meciul ăsta chiar trebuie să mă chinui. Me to be. Am jucat și o rândă asta. Hai că fac băieții acum rând, așa e. One A. Last one A. Sunt out. Nice, my friend. Ne-am bazat pe băieți și bine că au luat rând, dar se face 10-6 și meciul devine un pic mai lejer acum. Dar rămâne de văzut să vedem ce se va întâmpla. Short. Nu e nimic short. Car. Prost ce zice ăsta e. Devius. Easy ninja, defuse la băiatul. Ce îmi plac crancuri de mici până ăștia nu stau la bombă. Super tare, frate. Nice. Chiar îmi place meciul. Bă, meciul ăsta mă așteptam și eu să fie un meci de la în care să pot să joc și eu cu Lamu, ceva Zeus. Dar nu. De ce aș putea să fac chestia asta când meciul ăsta chiar e greu, adică adversarii nu pot să spui că sunt foarte slabi, dar rancul lor chiar joacă foarte bine. De asta am și noroc aici. Opa, una bucata. Short. Unu city. Hai că mi-a ieșit faza asta, chiar mi-a plăcut. Cel mai probabil cred că asta e ultima rundă din meciul ăsta. Dar rămâne să te văd, bă. Fraților, știu că o să vă uitați la acest clip, așa că vă salut pe toți, mă, fraților care ați fost în acest competitiv. La ortanul ultimul. Am încercat și o schimbă cu Zeusul, dar nu prea mi-a ieșit. Păi, cam ăsta a fost și episodul din să jucăm rank-uri mai, să jucăm și noi la rank-uri mai mici. M-am și distrat, am încercat să joc și puțin la troll. Nu prea mi-a ieșit, a fost un meci super, super fain. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați și pe un like, iar noi ne auzim data viitoare. La revedere, băieții mei și fetele mele. Până să vă spun la revedere, tocmai am intrat la Watch Your Match și am văzut câte win-uri am și eu de fapt pe contul ăsta vreau să deranchez și chiar nu vreau să ajung rank mare. Deci în curând o să ajung Master Guardian pe contul ăsta, ce îmi place să mă ranchez pe contul mic. Ok, acum încheiem și noi episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați de un like și un share și toate cele. Ciao, les!